Bine, v-am regăsit, stimați prieteni! Republica Moldova se află în plină campanie electorală pentru alegeri parlamentare anticipate. Nu știu pentru a câta oară în cei 30 de ani de independență suntem chemați la scrutin ca să votăm pentru candidați sau pentru partide. Lumea a obosit atât de mult de alegeri și promisiuni electorale încât tabăra indecișilor descurajați crește pe an ce trece. Umorul de situație a lui Ion Luca Caragiale, descris prin replica cetățeanului turmentat Eu cu cine votez? a căpătat deja în societatea moldovenească un caracter tragico-dramatic. Pentru că tot mai mulți cetățeni responsabili, nu turmentați sau manipulați, se întreabă care este sensul actului electiv manifestat prin vot liber, universal, egal și secret, dacă nimic nu se schimbă? De ce să mai votez? Această dilemă persistă și în mintea multor creștini practicanți, care, pe lângă faptul că sunt dezamăgiți de situația social-economică din această lume, sunt în așteptarea altei lumi, cea promisă de Dumnezeu. De ce ar trebui un creștin autentic? Să mai meargă la vot. Cu cine să voteze, dacă toți sunt o apă și un pământ? Chiar Biblia îi confirmă că nu poate să aibă încredere în omul muritor. Și totuși, de ce nu ar vota un creștin? Fundamentul pe baza căruia sunt construite argumentele împotriva votării de către creștini are în centrul său identitatea creștinului și originea lui. Cuvintele lui Isus, redate în Sfânta Scriptură, identifică cetățenia creștinului ca fiind străină lumii pământești. Isus a spus, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Această declarație este urmată de o alta, care denotă intenția lui Hristos de a-i lăsa în lume. Cu alte cuvinte, creștinul este din lumea aceasta, dar nu aparține spiritului ei. Chiar și în cazul în care creștinul ar fi doar un imigrant pe acest pământ, datoria lui este aceea de a căuta binele țării care l-a primit și care îi oferă protecție și îngrijire. În Vechiul Testament, profetul Ieremia îi sfătuia pe evreii contemporani cu el să caute binele cetății în care sunt robi, chiar dacă Dumnezeu le-a făgăduit eliberarea. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Ieremia 29,7 Dumnezeu este interesat de binele copiilor lui, indiferent unde sunt ei și cât timp vor trăi în acel loc. În sensul acesta, nici măcar iminența venirii lui Isus pentru a două oară nu este un argument în favoarea indiferenței față de soarta acestui pământ. Creștinul nu trăiește doar pentru atunci și acolo, ci și pentru aici și acum. Dacă învățăturile Bibliei nu ar oferi rezolvări pentru aici și acum, ce garanție am avea că ele funcționează în împărăția cerurilor atunci și acolo? În același timp, Scriptura, prin cărțile sale profetice, ne descoperă finalul inevitabil și nefericit al acestui pământ urmat apoi de recrearea pământului edenic. În consecință, ce rost ar avea ca prin votul meu să contribui la binele imposibil și la încercarea evitării răului inevitabil? Interesul creștinului pentru bunăstarea și dăinuirea acestui pământ nu ar fi în acest caz o dovadă de neîncredere în Biblie sau o răzvrătire împotriva planurilor lui Dumnezeu? Este important de menționat faptul că planul inițial al lui Dumnezeu a fost ca acest pământ, împreună cu lumea de pe el, să dăinuiască veșnic. Nu a fost și nu este dorința lui Dumnezeu aceea de a zdrobi pământul și de a-l curăța prin foc. După ce a creat toate lucrurile, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și s-a declarat mulțumit. Toate erau foarte bune. Deciziile omului au determinat deteriorarea pământului iar intervenția apocaliptică a lui Dumnezeu va avea în primul rând un scop curativ și mântuitor. Dar până atunci, creștinul în calitate de administrator al bunurilor pământești ar face bine să continuă să gestioneze eficient resursele umane și materiale pe care i le-a încredințat temporar Creatorul. Și până la urmă, dacă Dumnezeu ne îndeamnă să iubim pe seminii noștri păcătoși care nu se știe dacă vor ajunge să fie mântuiți pentru veșnicie, atunci cu atât mai mult ar trebui să ne pese de bunăstarea planetei și acestei lumi, așa e efemeră cum este ea. Atitudinea indiferentă față de binele țării nu este congruentă cu atitudinea lui Dumnezeu, care nu a renunțat să caute să-i salveze chiar și pe cei care aveau să-i se împotrivească până la final. Descoperim adesea că în spatele indiferenței cuiva față de lumea cezarului se ascunde o lipsă de interes față de împărăția lui Dumnezeu. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, spunea Isus în Evanghelia după Matei. Această declarație, rostită de Mântuitorul Lumii, enunță două postulate. Primul, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie separată de împărăția cezarului și al doilea, este datoria creștinului de a-i da ce este dator să-i dea cezarului. O cerință a statului care nu contravine cerințelor lui Dumnezeu are și autoritate spirituală asupra creștinului. Neascultarea de legile statului este neascultare de legea lui Dumnezeu. Datoria unui cetățean față de stat nu este identificată doar de obligațiile legiferate, ci și de datoriile civice și morale. Votul nu este doar un drept, ci și o datorie civică și o responsabilitate. Biserica este o instituție politică. Biserica nu își direcționează membrii spre un candidat sau spre vreun partid politic. Ea se exprimă cu privire la problemele societății din perspectivă morală, penalizează prin cuvânt și exemplu abaterile de la morală prin diverse organizații fondate pe baze creștine, poate contribui la realizarea și implementare de strategii care să vină în ajutorul celor nedreptățiți, dar biserica nu se implică în luptele politice. Creștinul din biserică este cetățean al împărăției lui Dumnezeu, dar și cetățean al împărăției pământești. Fără a fi partizanul vreunui partid politic sau al vreunui candidat, el poate fi partizanul valorilor morale, a libertăților fundamentale a omului, a binelui comun și a egalității în drepturi și responsabilități. Prin urmare, dragi prieteni, este de datoria fiecărui creștin să decide, pe baza propriei conștiințe, de ce să voteze și cu cine să voteze. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.